și părerea mea despre acest fir. În 100 de grame avem 150 de metri și în el, în acest fir, avem 67% acril, 23% lână, 5% poliamid, 5% paiete. Ne recomandă andrelele de la 5, pare mi se acoșcă, nu văd, da, de la 5 până la 8 mm. Și eu am luat 5 mm. S-a dus pe acest pulover. Acest pulover eu l-am tricotat pentru fiica mea, dar este destul de mărișor, este lătuț, adică el și se întinde. Eu cred că el o să fie bine, dacă sigur că se va păstra bine, că nu știu cum o să fie în portă. Chiar și până la 11-12 ani, numai că mânicile o să trebuiască să le lungez puțin, pentru că iată, mânicile chiar sunt fix în fix, adică nici mai mult, nici mai puțin, exact atât că trebuie. Aici jos, cum ați văzut, este puțin mai în lungime, mai lung, pentru că am vrut să margă toate firele. 4 gemuri a mers la mine. Am vrut să meargă toate firele, dar totuși la urmă mi-a rămas așa un gemuleț. Dacă făceam încă un rând, era, cred că, bine. Dar m-am temut că să nu despletez, că nu o să-mi ajungă fir. Și de asta. Așa. Croșeta 5 mm a mers în această lucrare. În elastic, jos și sus, a mers 3,5 mm. El nu prea bine ține elasticul, așa, știți, slăbuț, deși, știți, depinde și cum, dacă mai strâns tricotezi, ea ține mai bine. Uitați-vă la mânicuț, aici merge destul mai bine, dar știți încă de ce? Pentru că aici am luat chiar andrelele, am lucrat cu 5 andrele, de 1,8 mm. Și iată, îl ține mai bine. Și mai strâns am tricotat. Aici, deja andrelele nu merg aceste 5, pentru că sunt scurte și mi iasă ochiurile. Și de aia am luat 3,5 pe elastic pe de la Knit Pro. Și așa, nu prea se ține elasticul acesta, da? Mă rog, aici avem desenul, este așa un desen interesant. Am vrut să fac desen ca să fie, nu fie doar pe față, pentru că parcă îmi pare că este trist fără un desen ceva. Sunt modeluri atât de, nu, unde este melanj, cred că unde este o leacă colorat, sau poate știți, este un fir mai grosuț, mai subțire, cum am eu de la bobine. Am cumpărat acum nu de mult, am un fir bobine italiene, acolo merge un fir mai gros, mai subțire, iată acolo eu am să tricotez numai pe față, pentru că acolo este toată frumusețea în aceste bufe, știți, din ochi, adică acolo nu sunt ochi ca un ochi, sunt diferite din cauza grosimii firului. Aici am vrut să fac desen, am făcut și cu croșeta, iată așa, două frunzuliți și o floricică. Nu se vadă că este pentru copil acest pulover. Este foarte cald acest fir. În pachet sunt 5 gemuri. Eu l-am cumpărat acest fir din Chișinău, din Unic, în acest magazin costă 60 de lei un gem. Lei moldovnești. Așa. Afară foarte frumos strălucește. Eu l-am spălat deja. L-am spălat, l-am întins. Nu l-am lăsat în jos să scurgă apa. L-am întins, iată așa, pe orizontal, pe un fir am eu, niște fire și l-am pus să se scurgă apa. Și apoi, după ce s-a scurs foarte bine, când era aproape uscat, l-am pus pe umirașe și l-am pus deja să se usuce până la capăt și, iată, nu s-a întins, că dacă nu îl punem orizontal, atunci o să se întindă foarte, o să pierdă forma mai pe scurt.
nu trebuie și trebuie și orizontal de uscat. Îmi place după cum după spălare, este mult mai moale, deși pe pielea goală nu o să-l porți pentru că din cauza paietelor el înghimpă, chiar nu din cauza lăniții, că este lăniță aici puțin, lănița nu înghimpă, dar paietele, n-aș spune că tare înghimpă, dar oricum, mai ales dacă este pielea mai sensibilă la cineva, atunci chiar o să înghimpe mai puternic. Avem foarte multe culori în acest fir. Eu mă gândesc dacă o să găsesc vreodată că în acest magazin era numai așa fir, numai asta culoare și n-am avut de unde alege, dar în celelalte nu am întrebat că acolo sunt mai multe buticuri de fire, cu fire, poate undeva și este. Aș vrea ceva roșu, mi-a plăcut culoarea, am văzut pe internet. Așa, nu vă speriați de paiete cu să vă înghimpe, doar luați o maletă ceva sub țirică, sub polover și o să fie totul bine. Din el putem să facem și fular și un cardigan, chiar și un palton de toamnă, da? Așa, octombrie, noiembrie. Ceva, un desen tot frumos. Mie mi-a plăcut firul acesta, doar că să luați, minimum să luați 5 mm andrelele, pentru că dacă luați mai subțiri, este foarte slab firul, vedeți, el nu este răsucirea puternică, este slabă. Aici, iată, vedem și firul acesta cu paiete. Când iată, vedeți? Dacă desplitim, de exemplu, am greșit ceva și desplitim, trebuie să fie foarte încet și foarte atent, pentru că aceste paiete anină alt fir și ele se despletesc și acest fir cu paiete se anină și stă, iată, așa, se deformează mai pe scurt firul, chiar dacă undeva ceva vreți să desplitiți, luați fiecare ochi și atent, atent, să desplătiți în gem. Așa. Eu cred că v-am povestit totul. Dacă ați tricotat, croșetat cu așa fir, povestiți-mi cum dumneavoastră v-a plăcut, nu? Dar eu vă doresc o zi frumoasă. Pa, pa!